Nu doar viscolul face probleme în județul Hunedoara, ci este posibil ca și inundațiile. Hidrologii au emis o avertizare de cod portocaliu de inundații valabil până vineri pe râurile Jiu și Crișul Alb. În acest interval se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri. Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 3 zile, specialiștii Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor au prelungit codul portocaliu până vineri la miezul nopții. Sub incidența acestuia se află râuri din 6 bazine hidrografice din țară, între care și Jiul și afluenții aferenți sectorului situat naval de stația hidrometrică Sadu și amonte de stația hidrometrică Rovinar din județul Gorj. De asemenea, până sâmbătă la ora 12 este valabil codul galben pentru unele sectoare de râuri, inclusiv pe Crișul Alb și Jiu. În acest interval se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare. Hidrologii recomandă vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații și respectarea măsurilor dispuse de autoritățile de la nivel național, județean sau local, cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență generate de aceste fenomene.